fani și bine v-am regăsit la Vedete Fără Secrete, aici la Busuioc TV. Rămâneți alături de noi pentru că vă promit în această seară o emisiune de colecție, pentru că avem invitați de colecție. Omul de cultură și artă, promotoarea frumosului, interpreta, prezentatoarea radio și TV, scriitoarea Veta Ghimpu Munteanu. Să o salutăm cu drag! Bună seara și bine ați venit, stimată doamnă! Bună seara, la atâtea regale câte mi-ai spus acum, nici nu știu cum aș trebui să-ți răspund la întrebările ce urmează. Da, n-am zis nicio minciună. Tot ce am zis e adevăr, așa că doar primiți tot respectul și admirația noastră. Ne bucurăm foarte mult că în această seară faceți parte din familia Busuioc TV. Ori aș putea să vă spun mai degrabă bine ați revenit decât bine ați venit. Da, câțiva ani la rând am moderat o emisiune la acest post de televiziune, o emisiune de folclor și cred că am făcut un lucru bunișor, nu vreau să-mi pun o notă. Cu siguranță că așa a fost, ați prezentat emisiunea Cântăm Lăutare pe timpuri. Da. Chiar să știți că vă urmăream cu mare drag, asta se întâmpla încă înainte ca să fac parte eu din echipa Busuioc TV și vă admiram munca pe timpurile acelea, cu siguranță că ați făcut un lucru frumos pentru cultura națională. Am încercat pe cât a fost posibil să vorbesc de costumul popular autentic, de cântecul moldovenesc, fiindcă e un amalgam în ultimul timp ceea ce se întâmplă pe piața cântecului popular, se cântă din toate zonele României și poate cel mai puțin din zona noastră. Și am încercat să orientez lumea în acest proiect, la această emisiune. Eu știu, toți invitații mei de atunci reacționau frumos și veneau chiar bine îmbrăcați, cu cântece pe sprânceană. Ați încercat să aduceți și niște informații utile și să aduceți mai aproape de urechea publicului simplu, deci oamenilor care nu fac parte din domeniul artei, să le deschideți niște paranteze, să le descoperiți niște secrete. Așa e, fiindcă am o mică experiență, nu pot spune că sunt expertul numărul unu sau cea mai indicată care aș putea da lecții cuiva, dar mulți ani la Radio Moldova realizând emisiuni de folclor și apoi să nu uitați că am făcut parte din renumitul și cunoscutul ansamblu etnofolcloric Tălăguța, unde am învățat lucrurile așa, pe adevărate. Deci consider că aveam o experiență și dreptul de a-mi spune punctul de vedere, de a familiariza lumea și cu ceea ce am învățat eu pe parcursul anilor. A fost domnul Tamazlăcaru un mentor pentru dumneavoastră? Da. Domnul Tamazlăcaru a fost și rămâne a fi cel care din toți membrii ansamblului Tălâncuț a făcut personalități. Ca să dau câteva nume: Nicolae Gribincea cu Plăieșii și Maria Iliuț cu Crenguță de Iederă, surorile Osoianu, Suzana Popescu, Galina Păslaru, Victor Dubenco, Victor Botnaru, Petru din Jos. Deci sunt niște nume care astăzi fac istorie în muzica noastră moldovenească, Veta muzica autohtonă. Veta Ghimpu Munteanu, să nu uităm, să mulțumesc. Continuăm și deci el atât de frumos a știut să ne pună sufletul dumnealui pe tavă și să noi să-l servim cu atâta savoare și să îi ascultăm îndrumările și acum fiecare în parte, parcă e un mic Tamazlăcaru, face exact așa cum proceda cu noi Andrei, ne-a transmis din omenia lui, din bunul simț, din modestia dumnealui, fiindcă mai modest ca Andrei Tamazlăcaru, care a făcut atâtea lucruri în viața lui. Da, el cunoscut, am avut onoare. Cu atât mai mult. Deci e un model de intelectual, de artist, de cercetător, de descoperitor, cum mai rar întâlnești. Și asta e norocul acestei țări, acestei palme de pământ. Cu siguranță că așa este. A fost mai mult decât un profesor sau un director. Deci a fost un lider spiritual și a transmis foarte multe calități frumoase discipolilor care la rândul lor fac același lucru frumos, ceea ce pentru generația noastră deja este un lucru pierdut, dacă ați observat. De ce am pierdut noi
ceea ce aveți dumneavoastră, acel ceva, acea omenie și dragoste față de lucrurile sfinte? Donița, eu vreau să cred că încă n-am pierdut și că acest popor de fiecare dată renaște ca pasărea Phoenix. Când s-ar părea că ea ca totul e la pământ, hop, și apar noi forțe, noi idei, noi realizări. Eu vreau să cred așa. Ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, în general, a fost ceva foarte neînțeles la început. Ori Andrei Tamazlăcaru, asta a fost visul mare al lui Andrei Tamazlăcaru, după mulți, mulți ani de cercetări pe teren. El n-a pornit lucrul ăsta pe loc gol. Și atunci când i s-a copt bine în minte ceea ce își dorește să facă, a adunat o mână de tineri pe atunci, în 1980, când și i-a găsit, nu știu cum, că au venit mai mulți, dar așa firmă s-au cernut pe parcursul anilor, că am rămas, iată, 40 ceva de ani, am rămas același nucleu și cu aceleași idei, dar el ne-a ales în așa fel să fim foarte diferiți fiecare. Și după zonele folclorice, pe cât putem noi să împărțim republicuța asta în zone folclorice. Fiind de la sud, de la Cahul, eu aveam repertoriul de acolo. Suzana Popescu, Nicolae Gribincea, fiind de la Hâncești, aveau repertoriul din zona de centru. Și fiți atenți, tot repertoriul era bazat pe expedițiile folclorice. Doar ceea ce culegeam în expedițiile folclorice, împreună cu Andrei Tamazlăcaru, care, bineînțeles, și în frunte cu el. Surorile Osoianu și Dina Vrăjmașu, fiind de mai la nord, și Galina Păslaru, aveau repertoriu cu tipic nordic. Nu mai vorbesc de Maria Iliuț, care a venit în ansamblu la noi și a reîntregit într-un fel Moldova, a adus și partea de Bucovină. Așa. Și prin costum, și mai ales Maria, chiar ne-a influențat pe toți. Noi atunci nu știam cum să ne îmbrăcăm, n-aveam de la cine învăța. Chiar și artiștii profesioniști și confecționau costumele la unicul atelier care era aici la noi și acele toate făcute la mașina de cusut. Se perduse tradiția asta de a broda de mână. Ce an se întâmplă? În 1980, da, în 80 a apărut Tălâncuța, dar îmbrăcămintea sau costumul popular de mult era falsificat și neapărat trebuia să persiste culorile drapelului Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, roșu și verde. Neapărat trebuia să fie ori un soare, ori... deci erau, cum să zic, nu stiliștii, dar ăștia care fac eschizele la costume. Nu erau de aici, nu erau băștinași, ei n-aveau cum să știe. Se înțeleg că această echipă a dumneavoastră, cumva ați fost cei, mai mult decât cei care au păstrat valorile folclorice, le-ați readus oarecum. Așa e cu folclorul. Așa e cu folclorul. Se pierduse acel ceva într-un moment. Nu știu dacă se pierduse, fiindcă, de exemplu, Orchestra Folclor, pe când era dirijată de Dumitru Blajinu, Dumitru Blajinu îi trimitea pe toți cântăreții pe teren să culeagă folclor. Și dacă în fondurile radio-televiziunii se păstrează astăzi niște cântece superbe, e grație acestui fapt că cântăreți... Era mai bine de 40 de ani în urmă. Că de 40 de ani... Chiar mai mult. Da, da, mai mult. Chiar mai mult. De aceea, noi n-am venit chiar pe loc gol. Și apoi, întotdeauna, un cântec folcloric, îi se simte mirosul, îi se simte pulsul vieții trăite. Sufletul, cândva. Da, sufletul poporului. Omului, da, exact. Și omului acestui popor. Mai târziu ați scris și o carte. De fapt, ați scris mai multe cărți. Am zis și la început că sunteți și scriitoare. Deși știu că ați afirmat că nu v-ați dorit neapărat acest lucru, dar a fost, cred eu, binecuvântare. Da. Donița, eu nu pot să zic că scriitoare. Eu fac mai mult aceste cărți ca documente. Deci mă bazez pe materialele pe care le ridic din Biblioteca Națională, pe emisiunile radio și TV pe care le descifrez despre persoana respectivă despre care fac o carte sau alta și le pun în formă cronologică, e bine, și cu referințele celor de astăzi. Deci o scriitoare se așează și scrie gândurile. Eu iau aceste materiale și le
le adun într-o carte. Bineînțeles, în aceste cărți sunt și interviurile mele, și părerile mele, prefața mea și așa mai departe. Dar a venit această idee, nu știu, tot de la Tălâncuța, cred, fiindcă prima mea carte e o istorie, o monografie a satului meu natal, care a pornit de la întrebările mele. Tot căutam pe teren cântece, povești, povestiri, tot ce a produs acest popor și de fiecare dată noi documentam. Cine e informatorul, de unde cunosc aceste date, aceste povești, aceste cântece. Și descifrând aceste materiale, m-am trezit cu întrebarea, dar eu cine sunt? Și am mers la bunica mea. Bunica mea de pe mamă, care a trăit aproape 96 de ani și care pentru mine a fost un izvor nesecat de informație, avea mintea lucidă, își amintea tot absolut și ea mi-a spus că bunei mei au venit cu oile de peste Prut și iată de aici am început să trag de ațișoară. A venit cu oile de peste Prut în perioada 1840, poate chiar și mai devreme, 1820 până prin 1900, era vorba de transhumanță, trecerea ciobenilor cu turmele de oi de la munte, de prin Sibiu, de prin Brașov, la Șes. Și veneau în Basarabia unde erau pământurile, unde era iarbă, unde puteau oile să pască. Și mulți din ei se stabileau aici, fiindcă pământurile erau mai ieftine, îi schimbau, să zicem, 10 oi pe nu știu cât pământ acolo. Undeva în cartea mea am datele astea, dar am lansat-o în 2009, au trecut ceva ani și trebuie să-mi reîmprospetez memoria. Și am făcut această carte la care am lucrat foarte mult, nefiind istoric, nefiind filolog, nefiind, nu aveam treabă cu, dar marea dorință de a-mi descoperi satul și oamenii. Și, într-adevăr, acum sunt... Și rădăcinile. Și rădăcinile, bineînțeles că am găsit vămile pe unde au trecut străbunii mei și de pe linia mamei și de pe linia tatei au fost ciobeni care au venit cu oile aici în Basarabia. Și după ce am făcut această carte, următoarea a fost tot un fel de antologie a soțului meu, Simeon Ghimpu. El, să-i fie veșnic aminte. Da, sunt iată cu 14 ani de când nu mai este, dar eu am avut noroc să duc viața lângă un om și un intelectual de marcă, de calitate mare. Și de la el foarte multe lucruri am învățat și el m-a susținut în toate. Și iată că când vedeam că el se duce, știam că nu are niciun fel de scăpare, mi-am zis că el merită. A fost primul doctor în studiul artelor de aici, din Republică, și a făcut și a susținut teza la Moscova, a predat limba maternă cursului de actori de aici, care studiau la Moscova, cât timp își făcea teza. Apoi, peste 40 de ani, a predat la Institutul de Arte, era și un pedagog prin vocație. Și am zis că și mai ales că autorul atâtor și atâtor cântece de muzică ușoară, textele. Am mai făcut și ceva de muzică populară, dar la un moment dat el mi-a spus că nu, textele de muzică populară sunt mult mai greu de făcut. Trebuie să fii cu gândirea poporului, cu expresiile din popor. Nu e la muzica ușoară, textul modern îl folosești. Și a renunțat la un timp, la un moment dat, dar are cântece de muzică ușoară interpretate de Sofia Rotaru, Maria Codreanu, formația Noroc, a scris cu Petre Teodorovici, cu Dolgan, cu Doga, cu mulți. Deci el are, i-am făcut după ce a plecat din viață, nu, era în viață, când i-am lansat un CD, un dublu CD cu 40 din cele mai cunoscute cântece, apoi la un an sau doi de comemorare i-a mai lansat un disc, iarăși cu vreo 20 de cântece, fiindcă numai tu cine nu cunoaște această piesă sau numai așa, pe versurile lui Simeon sau Cerostare de la Contemporanu sau Bucurie cu Sofia Rotaru sau Căderea frunzelor cu Maria Codreanu, deci sunt cântece care trăiesc nemuritoare. Și astăzi, nemuritoare, și atunci am zis că merită să-i fac această carte și a doua a fost cartea despre Simeon, Destin între destine,
Și apoi a urmat Lâncuța. Dar câte cărți aveți de tot? 7. Șapte. Da. Multe înainte să fie. Nu știu dacă multe înainte, dar în plan mai am cel puțin două. Cel puțin două. Simțeam eu. Și apoi am făcut... faceți chiar un lucru frumos pentru istoria culturală a pământului acesta. Știi, eu totdeauna am, uite, chestia asta în mine că dacă nu eu, cine? Că eu trebuie să fac. Dacă eu am avut și pâinea și cuțitul lucrând de atâția ani la radio și intervievând atâta lume bună, e păcat să se piardă acest material. Și de aceea la revista Realități Culturale practic în fiecare lună public câte un portret a unui cântăreț cu fotografia de copertă, cu material așa amplu, că fiică mea care e jurnalist de profesie, Anda Bahnovan, și scriitoare, are cărți de poezie și de proză, se mai trimit să se mai uită peste text și am spune, mama, interviurile nu se fac astăzi așa de mari, trebuie mai micuți, nu zic, eu vreau așa de mari să iasă fiecare, exact, și fiecare intervievat al meu să aibă o mică istorie într-o revistă. Exact. Deci, nu știu, mi-e drag să... Să fie ceva de moment trecător, dar exact. Să rămână da, material... Da. Atât de mândră frumos. Și atât de mult mă bucur că am reușit să fac un astfel de interviu cu Ștefan Petrache, care era un povestitor, dar ce om și ce... Foarte interesant. Da. Eu mă bucur că fac parte din generația care am prins foarte multe personalități. Am avut ocazia și onoarea și plăcerea să-i cunosc personal. Chiar, așa este. Chiar aveți dreptate. Eu aș vrea să cântăm ceva acum, că tot suntem la mijlocul discuției noastre și publicul așteaptă, sunt obișnuiți oamenii noștri să asculte și muzică, pe lângă vorbe de duh. Cu mare drag am venit astăzi la dumneavoastră cu două piese, semnate de Silvia Zagoreanu, muzică și text, unele le-am făcut împreună. Și am să vă zic, dacă eram pe timpuri adepta doar a cântecului folcloric, a celui cules de pe teren, la un moment dat am devenit mai indulgentă și mi-am zis, folclorul se naște fiecare zi. Nu-i doar acel care cu 200-300, da. Și mai ales dacă avem atâta lume talentată și care simte melosul acestui loc, de ce nu? Și după mine sunt niște cânti, și mai ales că le-am înregistrat cu dragul și regretatul nostru Mihaia Mihalachioae și Orchestra Busuioc Moldovenesc. Da. Ce păcat! Da. Ce păcat, dar prin creație acești oameni rămân întotdeauna printre noi. Așa e. Dragii noștri telespectatori, rămâneți în continuare cu interpreta dragă Veta Ghimpu Munteanu, iar noi revenim la discuție imediat după. Am de spus, mă, când-i dragă astă viață, ca soarele-n dimineață. Că așa e felul meu, la ușor, dar și la greu, tot cu vorbe bune, ghinele s-adune. Că așa e felul meu, la ușor, dar și la greu, tot cu vorbe bune, ghinele s-adune. Vorbe bune să auzim, cât mai mult să veselim. Scurtă, hai să o facem noi mai multă, mai multă și mai senină, să o trăim din plin și ghine. Că așa e creștinește, e frumos și omenește, să ne bucurăm de ce i-aș avem. Că așa e creștinește, e frumos și omenește, să ne bucurăm de ce i-aș avem. Lume bună și frumoasă, numai bucurii în casă. Să mulțumim cât se poate, pentru sare, pentru pâine, pentru ziua și-ai de mâine. Viața noastră ca o floare, să treci ca o suflare, să o prețuim atât cât trăim. Viața noastră
mare ca o floare să treci și ca o suflare să o prețuim atât cât trăim. Câte zile oi avea, oi petrece și oi cânta, drag mi-e viața s-o trăiesc, omul bun să-l îndrăjesc, la rău nici nu mă gândesc. Cu sufletul deschis v-a cântat cu drag interpreta Veta Ghimpu Munteanu. Revenim la discuție. Vă mulțumim foarte mult pentru dedicația. Mă bucur că în acest cântec e într-adevăr un crez al meu. Trebuie să ne bucurăm de orice clipă în viață. Să nu mai umblăm atât de înnăcriți, atât de scurtă viața. De acum simt, după anii mei, după viața mea, trece foarte repede. Să ne bucurăm de orice clipă. Asta e îndemnul cântecului. Dumneavoastră simțiți, dar noi nu simțim la fel, pentru că noi vă vedem întotdeauna tânără, neliniștită și în mișcare maximă. Toată lumea vorbește că sunteți hărnicuță ca o albinuță și că nu vă opriți niciodată din activități. Aș avea două întrebări la tema asta. Unu, de unde energia asta creatoare? Și doi, cum ar arăta o zi încărcată din viața interpretei și omului Veta Ghimpu Munteanu? Imediat vă răspund, dar chiar aseară am avut o discuție telefonică cu fiul meu, Lucian. El e stabilit ca și fiica mea, Anda Vahnovan, stabiliți în Marea Britanie și merg des la ei sau vin ei la mine, dar fiecare zi ne telefonăm. Și aseară Lucian mă implora, mama, te rog, mai ogoiește-te, nu mai alerga atâta. Zic, Lucian, eu am să mor dacă stau acasă. Eu trebuie să fac ceva. Sigur că du-te la plimbare, are cu plimbările, să-mi aerisesc creierul, să-mi umblu prin parc. Zic, nu știu dacă e de mine. Mămicuță, te rog. Chiar mă ruga, mă implora, nu știu de ce i s-a părut lui, că eu tare mă mai obosesc. E adevărat. Și mie îmi pare așa. Că vă obosiți. Nu mă obosesc. Vă supraobosiți. Nu mă supraobosesc. Mie îmi place ceea ce fac. Ori atunci când faci din suflet ceva, asta nu e oboseală. Da, e, poate te consumi într-un fel, dar mai ales când reușești ceva, vai, cât se umple sufletul. Eu, într-adevăr, am un program foarte încărcat. În primul rând, Radio Moldova. Dacă se poate să da, spun. Da, sigur, da, sigur. Unde am câteva emisiuni, dar cea mai... De ani de zile. De ani de zile. Dar cea mai emisiunea la care eu țin cel mai mult e La Vatra Jocului, o emisiune de folclor și cântec popular pe care am moștenit-o de la regretatul meu coleg Iure Nistor. Și iată, de vreo 12 ani eu nu numai prezint, dar realizez, fac această emisiune, invit lumea la interviuri. Ori această emisiune e din anul 1964 lansată. Vă dați seama, nu știu dacă pe mapă... Ce durată de viață da, are. 57, da, cred că 57 de ani, fiindcă când acum, la o zi a radioului, când am plinit emisiunea 55 de ani de existență, de viață, da? De viață, am făcut un spectacol televizat și am trecut prin generații această emisiune, începând cu cei mai în vârstă cântăreți de muzică populară de la noi și ajungând la cei tineri și începători. Și zic, e păcat o asemenea emisiune, care sunt sigură că nicăieri în lume nu există o emisiune care a supraviețuit atâta. Și eu mă țin foarte mult de această emisiune, în sensul că vreau să fie vie și după ce plec eu de la radio. Și aici mai am și alte, un șir de alte emisiuni. Am pornit de vreo 2 ani rubrica Evocări, unde nu scap niciun cântăreț, fie de muzică ușoară, fie de muzică populară și nu numai cântăreț, compozitori care au plecat în altă lume, în care să nu, pe care să nu-l pomenesc, să nu fac o mini-emisiune așa aparte, Evocări, așa și zic. Eu țin foarte mult la acest lucru, fiindcă foarte mulți din tineretul de astăzi nu mai știu cine a fost Anastasia Istrati, de exemplu. Ori a fost o cântăreață și o figură extraordinară. Nu mai știu cine a fost Vasile Marin sau nu mai știu cine a fost Valeriu Negruți, dirijorul renumitului Mugurel de altă dată. Și așa mai departe. Nu vreau să se uite. E păcat. Noi nu trebuie să avem memoria scurtă. Eu lupt pentru asta. Să păstrăm vie memoria, că
mare bogăție a acestei palme de pământ sunt oamenii și talentele care le avem din abundență. Și faceți lucruri foarte nobile. Eu sunt acum profund mișcată. Eu mă mir. Eu vă cunoșteam destul de bine de ani de zile, dar îmi place că astăzi parcă suntem atât de aproape și reușesc să pătrund în sufletul dumneavoastră și să simt câtă dragoste de oameni faceți ceea ce faceți. Mulțumesc, Donița. Pur și simplu n-am avut ocazia să stăm așa de vorbă și nu, eu nu cred că, Doamne ferește, ce mai fac eu. Îți spunea, e o datorie a mea. Ce faceți un lucru extrem de frumos. Mai ales că datorită soțului meu sau grație soțului meu care m-a introdus în lumea lui când ne-am căsătorit, el fiind cu vreo 16 ani mai mare ca mine, avea deja mediul lui. Eu aveam generația mea, dar atât de bine s-au intercalat aceste două generații și atât de mult am fost susținută de el prin Simeon Ghimpu, l-am cunoscut pe Emil Loteanu în casă la nănașul nostru de cununie, marele actor Grigore Grigoriu. Ori pe Maria Codreanu, ori aceeași Valentina Cojocaru, Nicolae Glib, Teodor Negară și multă lume bună, Sulac, Nicolae Sulac. Am cunoscut în casa nănașului nostru Grigore Grigoriu și apoi veneau și la noi. Ori scriitori, Nicolae Dabija, apropo, iată, zilele acestea se fac 3 ani de când a părăsit această lume un om absolut deosebit precum a fost Nicolae Dabija. Deci ziceam, eu cunoscând toată lumea asta și savurând din discuțiile lor, era o generație, cum să-ți spun, pe cât de măreață, pe atât de modestă. Și lucrul ăsta mi-a plăcut enorm, enorm. Ei nu-și dădeau așa de mare importanță, ei puteau să vorbească cu oricine, cu o băbuță, cu un moșneguț pe stradă. Nu țin minte pe Grigoriu când mergeam la el la Căușeni, cum discuta cu cei din preajmă sau pe cei care îi întâlnea pe stradă. Și cunoscând atâta lume din prima sursă, nu pot să tac. Eu trebuie să spun despre ei, să demonstrez și generației de astăzi că venim dintr-o viță frumoasă și venim dintr-un mediu frumos, trebuie să-l păstrăm. Este cu adevărat admirabil că într-un secol atât de grăbit în care fiecare mai nou încearcă să se pună pe sine în valoare și să cucerească, să străbată, să răzbată, să nici nu știu cum aș putea să mă exprim, cred că lumea mă înțelege, ci mai există oameni care vorbesc nu doar despre sine sau mai puțin despre sine, ci mai mult despre alții. Chiar sunteți un model pentru mine, să știți. Sunt flatată, Doinița, îți mulțumesc foarte mult, dar eu îi înțeleg și pe cei care astăzi e foarte crâncenă lupta pentru a răzbate și a te menține pe un teren anume. Și eu îi înțeleg, nu mă supăr. Noi venim din altă generație. Am crescut cu alte valori, a trebuit să luptăm pentru a ne menține și nu știu, hai că nu vreau să vorbesc, să nu ies acum, că uite, noi am fost tare buni și ăștia nu prea. Ba nu, oamenii întotdeauna sunt la fel și dacă genetic poartă în ei bunul simț, modestia, compasiunea pentru cel apropiat, mai multe calități din astea despre care astăzi mai puțin se vorbește, oricum, dacă o au, ziceam, în sânge, atunci răbufnește mai devreme sau mai târziu. Eu cred că noi fiecare dintre oameni suntem creaturile Domnului și suntem un sol fertil, dar este important ca cineva să ne dea sămânța aia, așa că eu vă mulțumesc că semănați bine. Mulțumesc. Și frumusețe. Ori de oameni buni are nevoie acest pământ și de la cine ne inspirăm, așa ne construim și noi generația exact următoare. Ei, uite, eu am avut de la cine mă inspira. Și noi avem de la cine, da, ne inspira și ne bucurăm doar. Vă mulțumesc foarte mult pentru o discuție caldă, sinceră, deschisă. În câteva cuvinte despre familia dumneavoastră, ce fac ai casei și cât de des reușiți să vă vedeți în ciuda distanței.
Da, sunt o norocoasă, ziceam, am mai zis pe parcursul emisiunii, că am avut soțul pe care l-am avut alături, care m-a îndrumat, m-a susținut la orice pornire a mea, chiar dacă de multe ori trebuia să se sacrifice el, să stea el acasă cu copiii, eu plecam cu tălâncuța la filmări sau la concerte sau peste hotare, de multe ori cu 2-3 săptămâni, nu se punea problema că nu te duci, Doamne ferește. Ba din contră, el îmi spunea: Veta, eu nu pot să-ți interzic ție ceea ce îmi plăcea mie. Ori el a lucrat mulți ani ghid interpret, făcea excursii cu grupele venite din, echipele venite din, de peste Prut, în România, și mergea cu ele prin toată Uniunea Sovietică, fosta Uniune Sovietică. Și Dumnezeu m-a, chiar m-a dăruit cu doi copii deosebiți. Fiica Anda Vahnovan a reușit să-l urmeze pe taică-său, a lansat deja două cărți, una de poezie, Sârme, și alta, Poveștiri londoneze, fiindcă ea de 6 ani cu familia s-a mutat cu traiul din Cluj la Londra, și cum a văzut ea lumea de acolo prin viziunile ei, prin concepțiile ei. Deci a descris tot pe Facebook, avea un blog a ei, dar a ieșit o carte până la urmă, acum continuă să scrie. Taică-s-o tot timpul simțea în ea că are stofă de scriitor, că e o povestitoare neîntrecută, asta e 100%. Când venea de la studii, de la Cluj, noi stăteam și ascultam cu taică-s-o cum ne povestea. Și taică-s-o era bun povestitor. Și spunea Cristina, că ea-i Anda Cristina, Cristina scrie: tata-i de ajuns un poet la noi în casă, tata-i de ajuns un poet la noi în casă. Și abia după ce a plecat taică-s-o, a lăsat vreo 13 blocnoate cu scris de mână, unde își scria Simeon poeziile, și a găsit, răsfoindu-le, taică-s-o a scris o poezie de-a ei, pe care i-a spus-o, și el a luat și a notat poezia, Orbul se numește, data și anul. Și atunci s-a întâmplat un declic, ea și-a dat seama cât de mult taică-s-o a vrut să o vadă scriitoare. Și iată, din acel moment a pornit și nu s-a mai, spunea mama, îmi veneau gândurile așa, trăgeam mașina pe dreapta și pe ce găseam, pe etichet, pe, îmi scriam gândurile, versurile. Plus la toate, a adus pe lume 3 copii, 2 băieți și o fetiță, astăzi 2 din ei, ei sunt studenți și altul are 14 ani. Da, mulțumesc, asta e toată bogăția și bucuria mea. Și băiatul, la o distanță de aproape 10 ani, a venit pe lume și un băiat, noi fiind din familii cu multe fete, noi 5 fete în familie și doar un singur băiat, toate surorile mele, inclusiv fratele, toți fete, eu cu o fată, și peste 10 ani, în neamul fetelor apare un bărbat. Și Lucian e inginer programist la o firmă internațională din Straud, un oraș drăguț, așezat pe 5 coline, și are 2 fetițe. Dar el și era așa, da. Deci de fiecare dată când plec acolo, eu am la cine mă duce, am cu cine vorbi, simt că sunt iubită, simt că sunt chiar alintată. Vă spun că seară băiatul: mămicuță, mămicuță, tu atât de mult lucrezi, atât de mult m-a înduioșat această grijă a lui. Da, eu nu mai vorbesc de fiic-mea, dacă nu vorbim o zi, nu s-a trecut ziua. Să vă trăiască copiii, nepoții și toți oamenii dragi. Vă mulțumim foarte mult că ați fost în seara asta alături de noi. Din păcate ne presează timpul, ori mie mi-au rămas foarte multe întrebări nepuse, așa că vă lansez chiar de acum următoarea invitație și sper să ne revedem cât mai curând. Cu mare drag, mai ales că mai avem ce vorbi și mai am ce vă povesti. Iar pe final de emisiune vă rog să ne mai cântați, că asta așteaptă tot cei de acasă. Da, un cântec care îndeamnă la unire de spirit, de neam, să nu uităm că suntem un sânge și de pe un mal și altul al Prutului, la fel un cântec semnat de Silvia Zagoreanu. Vă aștept cu drag și data viitoare. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Dragilor, rămâneți și în continuare cu interpreta Veta Ghimpu Munteanu, iar noi revenim în partea a doua a emisiunii, imediat după.
bacura mari. În la noastră țărișoară să ne strângem grămăjoară, străinia să-i dispară. Hai cu toți uniți hîm, gora asta s-o învârtim, să nu ni mai dispărțim. Hai cu toți uniți să hîm, cora asta s-o învârtim, să nu ni mai dispărțim. Dare, rare, 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 ra. Să-l dai, mă. Numai pe acest meleag câtă și frunza îmi fac, să se adune neamul drag, mă. Hai cu toți uniți să hîm, gora asta s-o învârtim, să nu ni mai dispărțim. Tare, rare, 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 ra. Hai cu toți uniți să hîm, gora asta s-o învârtim, uniți hîm, hora asta s-o învârtim, să nu ni mai dispărțim. Tari, rari, 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 ra. Tari, chiatra muntelui, în ciuda dușmanului, românui cu neamul lui. Tari, rari, 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 ra. Prieteni, în partea a doua a emisiunii Vedete Fără Secrete aici la Busuioc TV și avem astăzi de țintă o discuție interesantă, de suflet, dar și avem o lansare frumoasă de la Inga Trofim. Haideți să o salutăm cu drag și să-i spunem bună seara și bine ai venit la Vedete Fără Secrete. Bună seara și bine v-am găsit! Cum te simți în perioada aceasta? E mult de muncă? E bine! De muncă, da, nu fugim, e munca care ne place și o facem cu plăcere, așa că e bine. Am zis că astăzi avem și o lansare din partea ta. Ori tu ai fost foarte hărnicuță în ultima vreme, pentru că te-ai lansat așa în forță pe scena muzicii naționale și de atunci obișnuiești să surprinzi publicul drag cu melodii frumoase, astăzi și cu un videoclip. Câte piese ai deja la activ? Păi sunt vreo 5 deja. Așa, și videoclipul este al doilea. Și toate astea s-au întâmplat într-o perioadă destul de scurtă relativ. Da, e o perioadă destul de scurtă, un an și vreo 4 luni, așa, și ne străduim să ne menținem, să muncim, să aducem melodii noi, frumoase, pentru publicul drag. Este un an și jumătate aproximativ din momentul în care ai început să apari în fața publicului cu propriul tău repertoriu, să-ți construiești o imagine complexă de artist, dar ai cântat și până la aceasta. Din ce s-a compus activitatea ta? Am cântat așa, fiind încă de mică,
am cântat în cadrul școlii, în cadrul primei facultăți care am făcut-o, dar la nivel profesional abia astăzi, de un an și jumătate, am început să activez. Am cântat și la evenimente, am activat și în alte domenii decât arta, dar la economie, în asigurări, așa, de toate. Deci ai mai multe puțin talente, cum ar veni. Așa ar fi, dar unde mă trage sufletul, acolo sunt astăzi și îmi pare bine că am reușit să o fac. Totuși. Dar care a fost prima facultate? Că ai zis că am făcut management. Management în economie și comerț. Și dacă asta a fost prima, înseamnă că au urmat și altele. Da, da, am făcut canto popular la Academia de Arte, la două facultate. Ai absolvit în anul trecut, dacă anul trecut, am luat licența și acum sunt la masterat. Așa că... Deci tu îți continui studiile tot în acest domeniu. Da. Bun, de ce a trecut atâta timp? Bine, că tu ești tinerică, ești rumășică, că nu te întreb ce vârstă ai, dar că noi te percepem tânără, frumoasă și neliniștită. Dar de ce abia a doua facultate a urmat să fie muzică, teatru și arte plastice, canto popular? Undeva, să zic că sunt căi alese în tinerețe, de care astăzi nu pot să zic că îmi pare rău. Atunci așa am fost ghidată de un gând că totuși zic să aleg locul unde aș fi mai bine plătită, unde aș câștiga mai mult, dar ceea ce privește totuși activitatea de suflet a fost muzica și am ajuns unde mi-am dorit mai mult. Acum ai rămas doar cu muzica sau mai ai și alte activități? Mai ajut soțul în activitatea care o desfășoară el. Un business, înțeleg? Da, un business personal? Da. Și mă strădui să fiu utilă. Și dar ce domeniu, dacă nu e secret? Da, las, zic să rămân așa. Nu, că mă gândeam, poate faci și tu o publicitate acolo. Nu știu, vindem genți din piele sau vindem papuci sau... Vindem dulciuri sau... E o activitate care o desfășoară și el deja de vreo 8 ani și chiar mai mult, cred că 10, care am muncit ambii cot la cot pentru a o ridica, dar eu îmi doream altceva, eu îmi doream să cânt, eu am cântat permanent la evenimente și dorința de a fi mai bună m-a dus la facultate și astăzi sunt în scenă, astăzi sunt la televizor, la radio și îmi pare bine. A fost un vis din copilărie, să înțeleg. Da, da. Astăzi deja am plinit. Cine este profesora ta de canto de la Academie? Am avut-o ca profesoră pe doamna Zinaida Polboceanu și acum o am profesoară pe doamna Silvia Gonciar. Ambele talentate, ambele au avut ce mi-a arăta și ce m-a învățat și le sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi-au dat. Care a fost cea mai prețioasă lecție pe care l-a dat de la Academie? Încrederea. Așa, în sine mi-au insuflat-o, da, cumva. Bun, că nu întotdeauna cei ce mi-au fost alături, colegi, profesori, m-au susținut. Dar ceea ce eu sunt omul când spune că n-ai să poți, că n-ai să reușești, eu vreau să demonstrez că nu, eu o să reușesc. Să demonstrez contrariul. Contrariu, da. Vrei să spui că au fost și dintre cei care nu te-au încurajat și care mai mult decât atât au fost oameni, ți-au pus da. Bețe roate și s-au exprimat negativ vis-a-vis de talentul tău? Gen, pentru ce ai nevoie, pot să cânt și așa la evenimente bune. Eu vreau, evenimentele au rămas și sunt, dar eu am visat la scenă și am vrut să o fac la un nivel profesionist, de-aia am mers și la facultate. Și cei ce mi-au zis că nu e nevoie și că n-ai să reușești și n-ai să poți, eu am demonstrat că se poate, indiferent de vârstă, de circumstanțe, de toate, totuși am reușit. De vârstă vorbind și despre faptul că susții pe soțul tău de vreo 10 ani în afacere, înseamnă că ești căsătorită de cel puțin 10 ani? Mai mulți, da? Da. Așa. Ai și copii? Că nu știu nimic despre viața ta personală. Am doi copii, am un băiat, am un băiat mare deja și o fetiță.
copii iubiți, copii veniți din dragoste, care i-am așteptat. Băiatul are 15. Mulțumesc. Mulțumesc. Și fiica are 8 anișori. Mamă tânără cu copilași mari. Da, da, să zicem tânără. Tineri în suflet, ne menținem și fizic așa. Arta, eu zic că ne menține frumoși și tineri, da, și ne liniștiți pe noi toți. Ești tu din domeniu și la fel arăți extraordinar, așa că... Mulțumesc. Apropo de aspectul exterior, tu întotdeauna ai fost așa subțirică? Am fost, dar nu este că... Na, că e dat așa de la Dumnezeu. Mă mențin, am grijă la ce mănânc. Deci mai... te stăduiești. Da, da. Nu e doar așa că sunt de la Deci de nu e vorba natură. Că trebuie. Cine te-a făcut pe tine, Inga, așa înaltă și subțire? Te faci tu singură zi fac de zi? Eu singură, da. Și chiar mă uit la pozele anterioare și înțeleg că... femeia poate să fie mai frumoasă decât, e ca și vinul, așa se face. Cu cât trece timpul, cu atât e mai bună, da? Mai bună, da, așa e. Bun, hai să vorbim un pic și despre videoclipul tău. Este cea mai nouă lucrare din palmares, pentru că urmează să-l și urmărim în cel mai scurt timp. Așa e. Spune-ne tu mai multe. Este o melodie folclorică, care am descoperit-o în cadrul Academiei și... De cum am auzit-o, am zis că ea trebuie, vreau să-i aduc o nouă haină, este cântată mai des la noi în Moldova, în ansamblu, iar eu am decis să o fac solistic și cu un acompaniment deosebit. Am fost susținută de maestru Vitale Dorin și Orchestra Rapsozii Moldovei. Și a ieșit ceva frumos, am făcut și un videoclip, a fost filmat într-o zi, alături de doi Andrei, băieți bravi, așa, Andrei Castraveți și Andrei Burlacu, m-au ajutat, m-au susținut și a ieșit acest produs care îl vedeți și voi astăzi. Eu zic că dacă am vorbit toate despre melodie și despre videoclip, să urmărim chiar la această clipă. Sunt de acord. Dragilor, rămâneți cu Inga Trovim în continuare, revenim imediat după la discuția noastră.
prieteni și felicitări! Felicitări și mult succes! Sper că această melodie cu videoclip să ajungă la cât mai multe suflete. Ori asta cred că îți dorești și tu. Așa este. Sunt melodii folclorice care nu pot fi uitate. Ele reprezintă istoria, neamul nostru, rădăcinile noastre. Și am zis că întreabă cumva și eu rădăcinile de pe, din zona Nistrului, din raionul Rezina, părinții îmi vin de acolo, bun că eu sunt orășeancă, dar e o melodie frumoasă și am zis că trebuie adusă publicului și nici de cum să nu o lăsăm uitată. Ție îți place să cânti melodii folclorice, nu neapărat doar melodii de autor? Cânt și am în repertoriul meu, am și melodii de autor și melodii folclorice. Deci tu o să mergi pe direcția și nu da, ești categorică. Nu, absolut. Când vine vorba de ținutele scenice, ți le asortezi singură, ți le alegi singură sau ai pe cineva care te ajută și te consultă? Nu mă ajută nimeni. Singură îmi caut, mi le procur, da, și mă asortez singură. Ai adunat multe de-a lungul anilor? Încerc să le... Acum eu sunt sigură că o să crească garderoba mea aceste ținute. Îmi plac, au și ele la fel ceva frumos. Mărturisesc și ele istorie, fiecare simbol brodat pe ie. Mărturisește ceva, ne vorbește despre ceva. Siguranță, costumele tradiționale sunt o adevărată valoare. Așa e. Și o valoare incontestabilă, apropo de asta. Copiii tăi, îți urmează calea ta, urmează calea tatălui? Uh-huh. Cum e cu direcția muzicală sau de business în familia voastră? Am încercat băiatul să-l aduc și în dansuri și în muzică, s-a opus și, mă rog, dacă nu este... Nu simte. Nu simte și nici nu are auz muzical, am zis că nu o să-l impun, dar urmărește și el, îi place ceea ce fac, doar că nu a ales să facă și el artă. Fiica... îi place muzica, studiază și ea la Școala de Arte Alexei Stircea, studiază pianul, cântă în cor. Deci mâine pe mâine vedem cu tine pe scenă. Vedem. Am zis că artele, în general, că face și pictură acum, face și dansuri, coreografie în cadrul liceului și toate acestea, la o dată, o să o îmbogățească spiritual. Cu siguranță, da, indiferent de calea indiferent, pe care o să da, calea care o să aleagă. Oamenii care studiază artele sunt oameni deosebiți, oameni bogați, sufletește. Și oameni buni. Și oameni până la urmă. Așa e. Deci am înțeles, fetele sunt pe linia artei, băieții sunt pe business în familia așa voastră. Este. Nu e rău. Nu Not e rău. Bad, vorba nu aia da. Folclorică. Auzi. Ce zice publicul tău? Ai reușit să-ți faci comunitatea ta de fani, de admiratori? Simți contactul deja cu publicul? Deja, simt, da. Oamenii care mă știau de mai înainte, de a ieși eu în scenă astăzi, se bucură foarte mult zicând, ai, doamna Inga, vă vedem, vă urmărim cu mare drag și, desigur, îmi pare și mie bine să aud aceste cuvinte de laudă și de admirație față de ceea ce fac. Până la urmă, pentru ei facem, pentru publicul nostru. Faptul că cântăm la evenimente, la fel, noi facem parte cumva din viața familia lor, din familia, exact. Că știi că ai fost și la nunta lor, și la botez, și când au fost și nași, ești parte din familie până la urmă și aduce acea bucurie oamenilor la care ai asistat, ai participat la eveniment. Tu îți vezi și în continuare viața ta legată de scena mare, de muzică? Da, păi dacă am pornit încoace, nu mai dăm înapoi, dar asta îmi doresc, de fapt, și nu văd o cale de a da înapoi, nu, doar înainte. E mai greu, sunt momente când mai cazi pe gânduri, te gândești că poate nu a trebuit, sau, dar sunt așa, trecătoare. Foarte scurte. Apropo de asta, ce a fost cel mai greu în pornirea asta ta către cucerirea noilor culmi artistice? Nu știu ce să zic, a fost greu. Pandemia, cred că ne-a luat din timp, vreo câțiva ani, cu siguranță. Că ai început un pic mai devreme, un da? Un pic mai devreme, dar uite că a fost un impediment mare și chiar am pierdut și oameni la care țineam foarte mult, chiar din domeniul artei și asta cumva ne-a marcat pe noi toți. În rest, viața așa are cursul său. Acceptăm provocările, greutățile și mergem înainte. Nu te teme de greutăți.
Nu, eu sper ele să fie mai puține pe viitor, dar dacă apar, trecem peste ele. Să înțeleg că tu ai fost oarecum, oarecum femeie de afaceri, acum femeie interpretă, artistă, om de scenă, ți mai rămâne timp și pentru rolul de mamă, de soție, de gospodină în casă, faci lucruri casnice sau cade pe alți umeri responsabilitatea? Păi nu, în ceea ce privește, iată, studiile, de exemplu, erau momente în primii 2 ani, trebuia să fiu la facultate de dimineață până seara și aici aveam nevoie cineva să-mi ia copiii de la școală, grădiniță, să-i aduc acasă. Ce și aici da, ne ajutau bunicii. Mare noroc, fără de ei nu ne isprăveam. În rest, de toate mă ocup eu, așa, gătit, cumpărat totul în casă, tot este pe umerii mei. Pe unii ne iese, pe unii nu prea, cei de acasă intră și în situație, mă înțeleg, mă ajută și reușim. Să înțeleg că te ajută și soțul tău în treburile casnice? Nu, în treburile casnice nu. Nu, fiindcă... Copii? Copiii acum încep cât de cât să mă ajute, să se implice și ei, nu prea le iese, mai facem și a doua și a treia oară până ne iese bine. Deci, în principiu, toate sunt pe umerii tăi, dacă da, mai aveam eu în gospodărie, da, mai aveam și o ajutoare acasă, care mai venea câteodată când deci ai avut femeie de serviciu care te-a ajutat? Da. Ai o casă mare? E nevoie de... Nu, dar e nevoie, totuși, când nu reușeam eu, apelam însă. Nu, era sistematic, mă rog, dar mai apelam. Wow, important este că ai găsit soluții și că, da, și că ai reușit. Unde nu pot să fiu eu, dacă eu știu că sunt utilă în altă parte, mă ajută fata cu care colaboram și sunt foarte recunoscătoare și ei că m-a ajutat. Familia ta cum a primit faptul ăsta că uite, vrei să-ți schimbi cariera și vrei să fii mai mult în scenă? Pentru că asta, într-adevăr, te solicită foarte mult. Îți consumă timpul, cumva te-a rupt din familie activitatea ta artistică și te-a îndepărtat oarecum, vrei sau nu vrei? Că asta e adevărul. M-au susținut și părinții m-au susținut și soțul m-a susținut. Eu le sunt foarte recunoscătoare, fiindcă fără... Nu zic acordul, dar fără ca ei să se implice acolo unde eu nu reușesc, nu aveam nici eu să reușesc aici în domeniul dat. Mi-au fost alături, m-au susținut și îi iubesc foarte mult, le sunt recunoscătoare și sper să meargă totul bine și în continuare. Eu, deja și copiii mai cresc, sunt mai de sine stătători, e mai ușor, hai să zicem. Ei sunt sprijinul tău în primul rând sau primii critici, poate? Ei sunt sprijinul și ei sunt cei care mă motivează să merg mai departe. Nu sunt critici, nu știu cât sunt ei de obiectivi în ceea ce privește activitatea mea, dar le place, nu cred nu mi-au zis nimic de rău, cel puțin. Deci asta contează foarte mult, că așa, simți sprijinul lor. Da, ei mă ajută, chiar primul videoclip am fost și aici la Busuioc, s-a filmat familia, copiii și soțul, adică a fost cumva așa, ei îmi sunt alături. Și mă ajută și iubesc mult. Familia până la urmă înseamnă totul. Cu siguranță așa este. Suntem pe final de emisiune, dragii noștri. Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai vizitat și aș vrea să ascultăm și o melodie pe finalul emisiunii. Ce ne cânti? Da, cu mare drag vin cu o melodie, Rupe lăutare coarda. O melodie, iute, ce este de autor și vorbim despre Cătălina Lungu, care a scris versurile acestei melodii și am colaborat cu dirijorul secund a orchestrei folclor Adrian Nistreanu și a ieșit această melodie frumoasă. Așteptăm și alte melodii în scurt timp? Da, muncim pentru asta și eu aștept cu nerăbdare să se facă și să vină la voi în ospeție. Mari succese, spor în toate, te așteptăm și cu celelalte melodii. Mulțumesc mult! Dragilor, pe final de emisiune rămâneți în compania interpretei Inga Trofim, iar noi vă așteptăm și data viitoare tot aici la Busuioc TV, Vedete fără secrete. Pe curând!
lăutarii coarda, că mâneță-i pune alta. Să-i pune una mai nouă, să rupă inima-n două. Rupe lăutarii coarda, că mâneță-i pune alta. Să-i pune una mai nouă, să rupă inima-n două. Spala marul lăutarii cu arcușul și vioara, cu arcușul și vioara. Cântă de sara cu arcușul și vioara. Spala marul lăutarii cu arcușul și vioara, cu arcușul și vioara. Cântă păse luminează, viața ne-o înseninează, viața ne-o înseninează. Spala marul lăutarii cu arcușul și vioara, cu arcușul și și